Public sau privat? În prezent, majoritatea țărilor dezvoltate dețin bănci publice de sânge care depozitează sângele colectat din cordonul ombilical la naștere. Părinții aleg să doneze sângele ombilical care, dacă este eligibil și suficient de bogat în celule stem, va intra într-o bază de date publică care poate fi accesată de o rețea internațională de centre de transplant aflate în căutarea unităților de sânge compatibile cu pacienții lor. Prin donare, proba poate fi utilizată de către orice persoană care are nevoie de aceasta, oriunde în lume. Stocarea în bancă privată, cum este și Lifeline, înseamnă că celulele stem colectate la naștere pot fi utilizate exclusiv de copilul donator sau de membrii familiei sale.